Bun găsit, dragi prieteni! Începem cu știrea zilei de departe. Ar putea fi la fel de bine știrea anului, că atât a durat și această flacără a politicii românești. A ars într-un timp foarte, foarte rapid. Domnul Florin Câțu, iată-l aici în calitatea lui de reținut în Statele Unite pentru conducerea sub influența alcoolului. Știți această dezvăluire de presă care se întâmpla fix acum un an de zile în timpul campaniei interne pentru alegerea șefiei PNL, cu un candidat pe atunci, dacă mai țineți minte dumneavoastră, și ar trebui să țineți minte că totuși n-a trecut mult, repet, doar un an de zile, domnii Câțu și Orban, cei doi mari consumatori ai politicii românești. Între timp, unul nu mai e la PNL, unul riscă să nu mai fie deloc, pentru că într-un an de zile domnul Câțu a căzut absolut spectaculos. A pierdut pe rând funcția de premier, funcția de președinte PNL și astăzi funcția de președinte a Senatului, după ce generalul Ciucă a strâns oastea și a chemat senatori la Senat și și-au scos pe rând pumnalele și l-au amenințat că dacă nu-și dă demisia, înfig pumnalele și rezolvă cazul pe loc. Așadar, domnul Câțu de astăzi, un simplu senator și probabil la alegerile viitoare, un simplu cetățean. Cred că e cazul să intervină și creditorii americani, să-i recupereze și datoria din trecut, din studenție, vă țineți minte, despre care n-a vorbit niciodată foarte deschis și foarte transparent. Aici e Partidul Național Liberal, la un an de zile, vă repet, au un nou președinte în persoana domnului Ciucă. Vorbim și despre domnul Ciucă mai departe, dar vă reamintesc doar contextul în care a fost ales domnul Câțu. În plină pandemie, mureau 500 de oameni pe zi în România, nimeni nu se mai îngrija de treaba asta, că România era blocată în campania pentru alegerea șefului PNL. Astăzi nu mai ține nimeni neapărat minte prin ce am trecut, dar merită să facem, să avem câte un memento de asta ca să știm prin ce a trecut țara asta și prin ce ne-au trecut politicienii noștri. Comentăm despre mărirea și decăderea domnului Câțu cu un fost politician, domnul Teodor Paleologu. Mă bucur, domnule Paleologu, că ne regăsim și în această formulă. Bun venit! Da, e un subiect destul de mic pentru mine, nu vă supărați. Adică pentru mine, în sensul că țin cursuri despre mărirea și căderea lui Iulius Cezar, despre mărirea și căderea... Asta e destinul tragic al țării, cu personaje da, mărunte, destine mărunte. Mă pune să comentez așa ceva. Acum, trebuie să vă spun că îmi inspiră simpatie acum, domnul Câțu. Da. Pentru că felul în care se comportă colegii lui cu el este abominabil, este o scârboșenie. Da? Adică, mi se pare grețos modul în care cei care îl elogiau nu de mult, acum îl linșează. Acest contrast, da? Vezi, aceiași oameni care spuneau Câțu președinte, Câțu președinte. Avem. Și sunt foarte curios cine va primi premiul pentru lichelism. Care va fi cea mai mare lichea premiată cu funcția de președinte al Senatului. Sunt foarte, foarte curios. Alina Gorghiu, deocamdată interimar, înțeleg. Autoarea dezastrului din 2016. Da, într-adevăr și, este... Și că prietena domnului Câțu. Și, l-a susținut foarte mult. Cea care i-a făcut botezul politic aducându-l în PNL și propusându-l... Da, țin minte chiar, parcă anul trecut sau cu 2 ani, nu mai știu, când doamna Gorghiu nu făcea nimic altceva pe Facebook decât să ne informeze ce mai face domnul Câțu. Să-l preaslăvească pe domnul Câțu. Dădea live-uri de la conferințele lui de presă și nimic altceva, adică nu avea nimic altceva. Era majoreta decât de, domnului Câțu. Da. Cu pampoanele în mână. Da. Pentru că vorbim de majoretă, domnule Paleologu. Ați invocat un moment absolut drăguț, definitoriu, dacă vreți, pentru o perioadă de timp pe care a traversat-o Partidul Național Liberal. Momentul cu domnul Rareș, dezlănțuit, la congresul la care a participat, vă reamintesc dacă ați uitat, și domnul președinte Klaus Iohannis. Dar nu știu ce a căutat. De altfel, trebuie să vă spun ceva. Că nici în 2011 n-am înțeles ce a căutat, de pildă, Băsescu la congresul PDL când am candidat și eu. Bun, știți bine că l-am votat pe Băsescu și nu regret o clipă. Însă n-am înțeles ce... Că v-ați mai vindicat. Nu, păi, să spunem, gândiți-vă împotriva cuia candidat. Așa că n-am... Așa, dacă gândim întotdeauna în opoziție... Păi nu, dar n-ai... Nu, stați puțin. O singură dată în România am votat din inimă cu cineva, fiind convins că, într-adevăr, iese foarte bun pentru jobul ăsta. O singură dată, în 2019, în primul tur. În rest, niciodată n-am putut să fiu entuziasmat de cel pentru care am votat. Poate mai candidați o dată ca să mai aveți cu cine vota. Păi să știți că ăsta a fost un motiv în 2019, pentru că n-am vrut să votez un imbecil. Mm-hmm.
Și atunci am candidat eu, pentru că oferta era groaznică. Da? Și atunci, pur și simplu, vreau să pot vota un om cât de cât inteligent, așa că am candidat eu. Lăsând gluma la o parte... De ce s-o lăsăm? Bănuiesc că... Ne-a mai rămas, vreau să-l vedem totuși pe... Păi asta vreau și eu, că nu mai pot, moare lumea ca profesor de retorică, vreau să analizez discursul. Nu? Da, cred că o să-l dăm de vreo 2-3 ori și cred că o să și închidem. Manu, cred că închidem ediția de azi tot cu domnul Rareș. Să ții minte de acest aspect. Haideți să îl vedeți pe domnul Rareș. Domnul Rareș. Alături de dumneavoastră, marea familie liberală, Florin Câțu, președinte! 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 Domnul, da. Știți, distincțiile lui Aristotel între logos, pathos și ethos. Aici avem așa, logos, zero. Ethos, zero. Pentru că ethosul, credibilitatea lui Rareș Bogdan e zero. Iar pathosul e răcnetul. Da? El confundă pathosul cu răcnetul. Dacă țineți minte discursul lui Ghiță Falcă la Iași. Și ăla a fost sublim, fabulos. Da? Zero logos și decibeli maxim. Da. Da, bine, acolo eram ceva mai iuristic decât ăsta. Aici măcar se transformase într-o lozincă. Acolo era un nonsens cap coadă. E o competiție foarte strânsă. Da. Deci dacă e să dăm o coroniță, nu știm pe capul cui să o așezăm. Avem o dilemă. E greu de decis. Da. Dar mai avem pe subiect, pentru că, Doamne ferește, partidul ăsta a trecut prin niște momente, ai fi zis că a fost hipnotizat în masă. Următoarea declarație, dacă o avem, Manu, cu Emil Boc. Emil Boc, acum un an de zile, îl cânta într-un stil absolut grotesc pe domnul Câțu. Manu, îl avem pe domnul Boc, dacă nu mă uit eu aici să citesc, că dacă tot l-am introdus. Ce spunea domnul Boc despre Florin Câțu? Spunea așa, din punctul meu de vedere, Florin Câțu este viitorul României și al Partidului Național Liberal. Asta nu, e foarte vag. E o declarație de susținere fără prea multă vână. Uh-huh. Se vede din asta că nu credea foarte mult în el. Nu spune nimic, de fapt. Cred că în cazul lui Emil Boc e mai cu seamă vorba de o antipatie față de Orban. Adică sunt și aspectele. Bun, dar să distrugi un partid pentru că nu-ți place un om... Vi se pare că e în regulă? E asta rețeta? Nu, evident că pentru nu. Spun ceva. Trebuie să ne uităm foarte exact, domnule paleologu. Domnul Câțu, hai să spunem pe aia dreaptă. N-avea niciodată pentru a fi... nu-l recomanda nimic pentru funcția asta, ci doar patosul ălora de a-l ucide politic pe Ludovic Orban. Da. Și s-au alunecat spre o demență de asta de grup. Așa da? Și da, au năvălit cu topoarele. Totuși, foarte important este și rolul președintelui Iohannis. Da. E, din păcate și-a tot băgat coada în PNL, a făcut asta de la început, din 2015, dar susținând-o pe Alina Gorghiu. Cine a susținut-o pe Alina Gorghiu? Și a provocat în acest fel un dezastru. Alina Gorghiu este autoarea, împreună cu Vasile Blaga, a dezastrului din 2016. Mm-hmm. Da? Vasile Blaga este un om care respinge voturile. Da? Sunt oameni care atrag voturile, corect, ca un magnet, și oameni care resping. Da? Vasile Blaga e respingător. Iar Alina Gorghiu e atât de... nu vreau să spun nimic ce-mi vine acum în minte. Fiți domnule liber, că măcar nu, aici n-avem ce și... Încât rezultatul a fost... Astăzi am folosit termenul de imbecilitate piramidală, mai țineți minte, în 2016, da? Și din imbecilitate în imbecilitate a provocat dezastru din 2016, cea mai mare victorie a PSD-ului din 89 încoace. Da. Acum, cu același președinte Iohannis, s-ar putea să ne îndreptăm către o victorie și mai mare a PSD-ului. Ajungem imediat la Klaus Iohannis, dar să închidem paranteza asta, că e chiar ultima paranteză, pentru că istoria cred că nu îl va reține niciun fel, decât dacă vreți... Da, însă, încă o dată vreau să spun că astăzi vreau să se țină socoteală de faptul că îmi exprim simpatia cu el și solidaritatea. Da, păi ce spune, de mors numai de bine. Pentru că are o experiență foarte neplăcută astăzi, vede cât de mare poate fi ticăloșia omenească și prostia. Domn paleologu, dar el la un moment dat a fost parte dintr-un scenariu ticălos la adresa altui... E adevărat. El astăzi nu culege decât ce a semănat.
El nu a fost vreun inocent în politică, nu a pășit ca o fecioară într-un lan de grâu la orele dimineții așa bătut de rouă. De acord, de acord. A venit pe cadavre cu unul în prizonier. Dar cu pot cine nu sare ia cu damnare, vă rog, cu sânge pe față. Un moment, măcar lăsați-mă astăzi să spun. Suntem în alea trei zile sunt, de da, sfintă. Da, să se repauzeze în pace. Da? Să îi fie țărâna ușoară. Bine, atunci îi facem, lăsăm pe Orban să-i facă necrologul, că asta a și făcut pe Facebook. A lăsat, Nimicâțu fuse și se duse, scrie Orban. Aici, totuși, dovadă de... Eu n-aș scrie așa, eu i-aș fi scris... L-a făcut, l-a făcut premier, l-a făcut ministru de finanțe și azi vine și ne zice am fost un imbecil, Nimicâțu măcar s-a dus. Măcar de tăcea. Da. Și rămâne pe funcția domnului, se cimentează pe zi ce trece, domnul Nicolae Ciucă, domnul paleologu. În ultimul nostru dialog nu exista acest personaj. Da, așa e, da. Alta era realitatea politică. Iată că astăzi domnul Ciucă este acest factotum și la partid, și la guvern, și pe relația Cotroceni, și pe relația NATO, și acest personaj complex, ar spune mulți, care tinde pe zi ce trece să devină o dăncilă la masculin. Nu știu dacă... Nu reușește, nu. Nu reușește? Nu. E totuși departe? Da. E eu am niște departe. Momente cu domnia sa, dacă vreți. Bun. Sunt oameni care, la un moment dat, fac bine să se oprească. Da? Că sunt potriviți într-o anumită funcție și mai mult de atât e periculos. Pentru ei și, mă rog, pentru restul lumii. Iohannis ar fi fost minunat dacă rămânea primar la Cluj, la Sibiu. E un exemplu. În cazul lui Ciucă e vorba de un militar cu o carieră respectabilă. Sunt alte lucruri pe care nu le înțeleg. Da? Nu înțeleg pasiunea asta pentru doctorate. Da? Dacă faci un doctorat, fă, domnule, un doctorat ca lumea, nu încropeală de asta. La... pe care și încerci acum să o pitești. Da, dar aici trebuie să spun că e mai devin mai responsabil sistemul. Da? Sistemul Universității de Apărare, da, a fost Academie Militară, nu? Este, din păcate, o universitate rușinoasă. Adică eu sunt totuși nepot de ofițer al armatei regale. Am un cult pentru armată și îmi crapă obrazul de rușine când văd asemenea comportamente la militari. Încă o dată, pentru Ciucă am un anumit respect legat de cariera lui. Da? E totuși un general important al armatei române. Bun, dar asta nu înseamnă că se potrivește în funcția asta de prim-ministru. Pe de altă parte, haideți să vedem totuși... Da. Cum să spun, personalul politic. Adică Ciucă nu e mai prost decât alții. Da, din... Spuneți-mi și dumneavoastră, la PNL vedeți pe altcineva, la PNL-ul actual ăsta, epurat de Iohannis. Epurat? Da, în care i-au scos pe toți aia care mai gândeau. Da? Asta s-a întâmplat la PNL? Sigur că da. Păi e domnul Flutur, fostul dumneavoastră coleg. A, și îl vedeți pe Flutur mai gros. Da, Lucian Bode, fostul dumneavoastră coleg. Da, toți ăștia arată că totuși Ciucă e net superior. A, Ciucă e net, așa cum e. Cu toate, cum l-ați definit? Da, nepotrivit pentru o funcție politică. El nu este un lider politic. Domnul Paleolog, eu știți ce n-am înțeles la domnia sa? Nu că ar fi acest interviu despre mine. Dar cred că nedumerirea asta o au foarte mulți. Eu am crezut că domnul Ciucă este un om care își respectă jurămintele, pentru că nu de puține ori a trebuit să jure de votament. Și la ce vă referiți? La faptul că a promis public, într-un interviu la Radio România Actualități, pe vremuri când era șeful statului major, că niciodată nu își va încălca jurământul de militar și nu va face pasul spre politică. Bun, asta n-aș fi așa de... Nu, n-aș fi așa... Dacă nu dăm doi bani pe jurământul militar atunci, domnul Paleolog, Nu sunt de acord cu asta. Situația se poate schimba și poți să renunți la ceva ce-ți pusese și în minte. Nu, eu n-aș... Bun, atunci vă întreb altfel, ce îl recomandă pentru funcția de premier? Ce îl recomandă? Spuneți-mi ce recomandă pe alții. Pe Ciolacul recomandă ceva? Spuneți-mi un ministru care pe care să-l recomande ceva.
Spuneți-mi și dumneavoastră, care, PSD-iști, PNL-iști, spuneți-mi care sunt mai răsăriți, că eu nu prea văd. A, și atunci, pentru că avem o garnitură de impostori, ce mai contează un impostor în fruntea lor, nu? Asta, eu nu spun că e bine asta, dar partidele românești sunt niște organisme de antiselecție. Antiselecție, da? Deci nu poți supraviețui în aceste partide decât dacă ești foarte laș și conformist și foarte lichea. Uitați-vă exact ce am văzut mai devreme, da? Oameni care l-au ridicat în slăvi pe Orban, după aia pe Câțu și acum l-asasinează pe Câțu, da? Deci cum poți să dai doi bani pe asemenea oameni? Dacă nu, sunt pur și simplu niște ființe lipsite de orice fel de demnitate, da? Ăștia prosperă în partide, fie că vorbim de PNL sau de PSD. Păi da, la PSD e fix la fel. Gândiți-vă la PSD, cei care l-au lichidat pe Joană după ce îl susținuseră și l-au dat afară din partid și l-au mătrășit și s-au comportat cum s-au comportat cu el. Acum, nu, să ne înțelegem, nici Joană nu este Mesia, da? Există acum tendința de a-l transforma pe Joană. Da. Și de a uita momentele cu Evanghelie. Și... Însă Ponta și el a fost eliminat, da, și s-a băgat un cuțit în spate și tot așa, adică lichelismul este la cote maxime și la PSD, okay, și la PNL. Noastră, din păcate și la partidele mici. Asta este incredibil, că și într-un partid cum e USR-ul, vezi același tip de comportament. Și a mai rămas din USR, că ați văzut. A mai rămas ceva. Da. Așa ceva de purtat la câte o acțiune electorală. Dar eu aș rămâne totuși la domnul Ciucă, pentru că vedeți dumneavoastră, totuși, ca șef de guvern, o minimă capacitate de dialog, de exercitarea funcției, niște parametri moderni, cu priză la public. Priză la public. Acum vreți și dumneavoastră minimă, stai pe Ciucă, priză la puțin, public. O minimă adaptare la moment. Știți ce este... minim, ce e minim în cazul lui și o să pledez pentru e militar și suntem în plin război alături de noi. Da? Deci din punctul ăsta de vedere are un plus. Ăsta e singurul plus pe care îl văd. La Palatul Victoria nu era niciun război. Nu, dar se profila. Păi și pe logica dumneavoastră ce caută un sociolog la apărare? Nu, nu, aia n-are legătură. Este o funcție de civil. De ce să fie? Păi și de premiere, cea mai de civil? Păi el e civil în momentul de față. Cine? Ciucă e civil. El nu mai este militar în activ. Cine e aparatul birocratic de la Palatul Victoria? E tocmai APN-ul acolo. Ok, fără îndoială, aici atingem un alt subiect. Aici atingem chestiuni pe care nici nu le vede toată lumea, legate de persoane din familia domnului Ciucă, persoane care au fost promovate, tot felul de genul, lucruri de genul ăsta, românisme clasice. Da? Dar hai să le lăsăm deocamdată deoparte, că nu le știe tot. Dar devenit așa de permisiv? Nu sunt permisiv. Sunt lucruri pe care eu nu le-aș face în ruptul capului. Dar, în fine, sunt practică comună în România. Însă, faptul că e un om cu pregătire militară, care a fost șeful marelui stat major general, e un plus pentru el. Deci ăsta e un plus în cazul acestui om care e prim-ministru acum, în această perioadă. În rest, ce să vă spun, mie nu mi se pare mai rău decât alții din PNL. E într-adevăr un simbol al decăderii PNL-ului. Dar nu pentru că e el un personaj demn de dispreț, că nu e un om demn de dispreț. Din potrivă, e un om pe care îl respect, mă rog, în anumite limite. Nu e tot pe alocuri uneori, da? Că se vede însă, că face eforturi. Însă promovarea lui în funcția asta este un semn al crizei profunde a acestui partid. Vorbim un partid negar. Fără busolă. Vorbim... Deci simptomul e grav. Domnul Ciucă e un om, repet, respectabil, dar care e într-o funcție care îl depășește. E depășit de funcția asta. Păi uitați, asta e problema. Stați să-i scriu colegului din regie ce se ne dea. Asta e problema, de fapt, domnule Paleologu. România traversează nu doar o perioadă complicată din punct de vedere al vecinătății cu Rusia, cu războiul și așa mai departe. Domnule, economic, social, politic, trebuie să gestionezi lucrurile, trebuie să explici oamenilor.
ai nevoie de niște comunicatori. Dom'le, când domnul Ciucă, când ai un președinte care în al doilea mandat nici nu s-a mai deranjat cu vreun interviu, ce nu s-a deranjat el în primul, nu, zero transparență, nu mai face nici conferințe cu reporteri la Cotroceni, nu mai deranjează nimeni cu o întrebare, nu știi unde dispare cu lunile. Dar nu e mai bine că dispare, pentru că... Păi nu e mai bine, domnule... Ba nu, stați puțin, de ce vreți să vorbească Iohannis? N-ați înțeles că nu e în stare să vorbească? De ce vreți să vorbească un necuvântător? Păi domnule, ăla nu vorbește, noi de la cine aflăm, domnule, ce se întâmplă cu țara, la modul patetic, nu știu, dacă dumneavoastră vreți. Vă plac animalele? Aveți animale de companie? Am avut. Bun. Am. Eu nu-i cer lui Stupidu să vorbească, sau lui Obi să vorbească. Nu, să nu avem pretenții nepotrivite. Nu, stați puțin, Iohannis din 2014 până acum nu a spus o frază demnă de reținut. Nimic. Cum? România normală. A, bun, astea sunt... România educată. A, poate că singurul moment în care a spus ceva care poate fi reținut e cu ghinion. În rest, în afară de ghinion... Accident lingvistic, chiar încerc să mă gândesc dacă a spus ceva memorabil. Nimic, absolut nimic. Așa că faptul că dispare și nu mai vorbește e bon de barat. Bine că am scăpat de... Bun, și el rămâne, că... atunci rămâne Ciucă să-i ne explice, domnul Paleologu. Și vreau să vă arăt un moment de acum două zile. Ia să vedem. Cu domnul Ciucă... Amuzant sau... Faceți concluzia de asta, că nu vreau să vă induc eu într-o stare să vedem. Dar să nu fii în stare să explici o măsură pe care tu ai inițiat-o public. Și tu ai lansat-o în spațiu public și te întreabă reporterița. Hai să vedem. Da, hai să vedem, să vă aduci după aia, că sigur n-a văzut momentul. Vreau să vă întreb dacă ați reușit să găsiți un mecanism prin care benzinările să fie obligate să facă această reducere, pentru că înțelegem că au fost niște discuții tehnice pe această zonă. Dacă companiile private pot fi obligate să aplice această reducere? Sincer, nu am intrat în acest detaliu, dar vom analiza și vom veni cu răspuns în acest sens. Când, domnule premier, îmi cer scuze, dar este luni și teoretic de vineri ar trebui să intre în vigoare, de vineri ar trebui să vedem un preț mai mic la benzinării. Ne garantați sau garantați românilor măsura, că la măsura se va, măsura se va concretiza într-o ordonanță de urgență. Ca atare, ea va trebui să fie aplicată. Deci în acest moment... Nu puteți să garantați faptul că vineri vor fi reduse prețurile la toate benzinăriile? Mediul privat este liber să își stabilească măsurile și modalitatea în care își desfășoară business-ul. Deci, în acest moment, reglementarea este la nivelul guvernului și ea va cuprinde întreg spectru. Sincer, încă o dată, nu am discutat punctual ce se va întâmpla la benzinăriile private. Ce ați înțeles, domn Paleologu? Și atât. Nu cunoștea subiectul, nu. Nimic altceva. Nu, dar sunt și alte lucruri. Știți că... Nu. O să ziceți că am decupat eu și că sunt rău. Nu. Manu, pregătește, te rog, pe domnul Ciucă de ieri, cum îl întâmpină pe David Popovici. Știți? Campionul. Am citit ceva, da. N-ați văzut? Nu. Păi de vedem noi, domnul Paleologu, de ce? Să și vedeți, să și auziți. Avem momentul, Manu? Bună ziua, mă bucur foarte mult să te cunosc. Felicitări și... La cât mai multe. Sigur. Da. Sunt onorat să te cunosc. Asta mă. Mulțumim și mie. Suntem mândri. Cu toți. Chestiile astea ridicole, așa, nu sunt foarte semnificative. Mai grav este că nu îl vedem capabil să explice lucruri majore. V-am dat și una și alta, și adică, o chestie superfluă. Nu, și... dar acolo, în cealaltă imagine, evident că nu știa bine despre ce e vorba. Nu, pur și simplu nu cunoștea chestiile. Dar guvernul trebuie să o reglementeze, adică dacă... Da. Nu cunoștea subiectul. Deci, se întâmplă. Vreți să fac o paranteză, să vă povestesc o întâmplare caragioasă de când eram eu ministru, chestia care mi s-a întâmplat mie. Nu. Cât țineți minte, a căzut guvernul din care făceam parte în 13 octombrie 2009. Caiet. Moțiune de cenzură. Și după aia a trebuit să trecem din nou în fața comisiilor.
Mă rog, eu știam foarte bine ce am de făcut, eram deja de 9 luni la Ministerul Culturii, deci cunoșteam chestiunea foarte bine. Și în drum spre Parlament, deschid dosarul și pic pe programul de guvernare partea Ministerului Culturii și citesc acolo niște fraze care n-aveau niciun sens, nu erau scrise de mine, habar n-am cine le-a scris. Și citesc, n-am înțeles nimic ce vreau să spun. Era o prostie, o aberație de asta birocratică, tehnocratică. Știți cum sunt fraze îmbârligate? Ați văzut fraze de, care emană de la guvern sau din diferite ministere care nu spun nimic. Nimic, doar umplu... Bun, și am zis, aoleo, sper să nu citească nimeni așa ceva. În ședința respectivă, ghinion, Marta Marpad citise și cu, și cu umorul lui caracteristic a spus, domnule ministru, poate că nu știu eu destul de bine limba română, dar ce înseamnă ce scrie aici? Și am spus, habar n-am ce înseamnă, că nu, chiar nu știu, am descoperit și eu această frază care n-are niciun sens. Deci, bă, se poate foarte bine ca domnul Ciucă să fi fost în situația de a vorbi despre ceva ce nu știa, habar n-avea. E clar că nu știa nimic despre subiectul. Nu învățase nimic. E limpede. Dar chestii de astea se întâmplă. Ce vreau eu să spun? Da, nu cu chestiunea asta. E că situații caragioase puteți găsi și cu mari figuri. Problema nu e asta. Problema e că ne aflăm într-o perioadă foarte grea. Da. Și am avea nevoie de oameni capabili să indice direcții și să și explice. E clar că președintele Iohannis nu e în stare de așa ceva. Și eu spuneam în 2019 am spus românilor de foarte multe ori, în job description-ul președintelui este să vorbească, să fie în stare să spună ceva. Pentru că un președinte e un animal cuvântător. E, lumea a votat un animal necuvântător și acum ne-am potcovit cu el, va trebui să stăm cu el până în 2024. Pentru că ăsta este calendarul constituțional, deci trebuie să și înțelegem că atunci când votăm există o anumită responsabilitate. L-ai votat pe unul, nu mai tot răstorni și după aia referendumuri și așa mai departe. Pentru că suntem panorama Europei cu suspendările și cu toate prostiile astea. Deci dacă votezi un dulap, stai cu dulapul până în 2024. Bagă-te în dulap și în dură. Bun. Acum trebuie să-l suportăm pe Iohannis până în 2020. Și nu avem dreptul măcar să criticăm lipsa lui de reacție. Nu, cei care l-au votat, și mai cu seamă, cei care l-au votat în primul tur, au nu numai dreptul, dar au și obligația să-și dea pumnii în cap. Și mai cu seamă că au avut o opțiune liberală, autentic liberală. Da, adică și că nu erați dumneavoastră, putea să fie Barna, putea să fie oricine. Nu, Barna este fix la fel ca Iohannis. Toată lumea a rămas prinsă în jocul stupizeniei Dăncilă-Iohannis. Băi, stați un pic, că nu e așa, au fost 17 candidați până la urmă. Da, dar nu vă supărați, totuși am avut Iohannis Dăncilă, Barna care e un fel de Iohannis mai tânăr și nimic mai, da. Și după aia Mircea Diaconu care e bun doar în roluri de prost ca actor. Deci hai să, deci nu. Nu, o spun din nou, este un om pentru care nu am niciun fel de considerație ca om. Ca actor, sigur că da, în rolul lui Brânzovenescu este absolut genial, cred că a fost rolul vieții lui, dar oferta este absolut îngrozitoare. Da? Și atunci, sigur că te regăsești într-o situație de asta cu un leadership incapabil să indice o direcție. Dar pot să mă întreb aici? În cazul domnului Ciucă avem tot o dificultate de a comunica. Și aici suntem de acord. Nu cred că un general e neapărat un om incapabil de a comunica. De Gaulle, de pildă, da? E un exemplu de elocvență magnifică. Bun, hai să nu ridicăm ștacheta prea sus. Cred că perioada asta foarte dificilă ne prinde cu niște lideri care nu reușesc să comunice. Și nu, doar ăștia doi, că nici Ciolacu nu e în stare. Asta vreau să zic. Iohannis necuvântător. Câțu necuvântător, adică până mai azi de-al doilea om în stat. Ciucă, ați văzut, zici că ronță e pietre.
Ciolacul, dacă își rupe o mână, își pierde jumătate din vocabular. Că ați văzut, e jumătate din gură, jumătate din mână. Da, să știți că, că ciolacul așa cum e, da? Așa cum e, cum îl vedem, cum, s-ar putea, cum e? S-ar putea să fie cel mai de succes președinte al PSD-ului din ultimii 20 de ani. În sensul transformării PSD-ului? În sensul că poate că își vede limitele, e posibil. Da? S-ar putea să-și dea seama care sunt limitele lui. Așa. Și să nu vrea să candideze el, să caute alți candidați care să poată câștiga. Adică s-ar putea ca Ciolacu așa, așa cum e el. Un PSD-ist acum. Nu, vai de mine. Dar gândiți-vă puțin la ce orori am avut înainte. Da? Ciolacu a dat totuși la o parte figurile cele mai odioase din perioada lui Dragnea, da, Liviu Ploieșteanu, cum îl chema pe ăla, Pleșoianu, așa. Codrin Ștefănescu, Șerban Nicolae, Nicolicea, grozitori erau. Iordache, da, bun, și gata, Ciolacu i-a dat la o parte, păi deja e mare lucru. Nu vă dați seama. O să fie plenar când o să se înlăture pe și pe sine. Ăștia să vă spun imediat o anecdotă cu asta, că e... din păcate, în PNL, nu îi vedem dispărând pe cei mai... A dat loazele la o parte, Iohannis le-a strâns în jurul său. Da. Că uitați-vă la Câțu, Câțu, Ciucă, toată garnitura de miniștri PNL... Totuși, nu, un moment. Câțu este un om depășit de funcție. Asta e problema, da? Sunt oameni care... sunt buni într-un domeniu, dar asta nu înseamnă că poți să-i pui să conduc o țară. Asta e problema. Da, în cazul Ciucă, da. Întrebarea pe care vreau să vă spun este că în urmă cu mai mulți ani, când era Victor Ponta prim-ministru, a venit în vizită în România Jean-Marc Ayrault, primul ministru al Franței, și am fost și eu invitat la dineul respectiv, nu știu de ce, în fine, am fost cum invitat. Știți de ce, nu? Nu, că ce, că sunt francez sau nu, de ce? Nu, pe relația pe care ați avut-o, păi... Da, eram singurul, cred, din opoziție, da? Că eram acolo numai cu useliști, mă rog, a fost destul de neplăcut. Așa, și... și Ponta era useliști pe atunci. Și vine Ponta cu Jean-Marc Ayrault, după aia când îl conduce înapoi pe Jean-Marc Ayrault la mașină, se întoarce și spune: a, Toader, mi-ai zis să-l dau afară pe Marga și l-am dat afară pe Marga. Pe cine vrei să mai dau afară? Și eu, mă rog, am dat un răspuns bun, i-am zis, ca să-i sperii pe aia din jur, i-am spus: Victor, vorbim între patru ori și spun eu pe cine să dai afară. Ei erau cam speriați. Însă și mai bună ar fi fost o altă replică, mi-a venit două zile mai târziu. Trebuie să spun: pe tine, Victor, pe tine. Da. Da, ar fi făcut și deliciu audiențe, adică. Da. Da. Da, cum asta și da, dacă tot suntem la anecdote din vremuri trecute, tot atunci cu Jean-Marc Ayrault, spre final, Ponta le spune celorlalți. Cred că era bine dispus, poate băuse șampanie bună. Da, Ponta are umor. Asta e una din puținele lui calități. Că are umor, da. Da. Problemele cu el sunt alte. Aia zic. Așa, și la plecare spune să-l mai invitați pe paleologul ca să creadă ăștia că avem o poziție în România. Așa. Și... bună și asta! Da, foarte bună. Au trecut câteva luni și a venit în România în vizită, nu știu dacă țineți minte, primul ministru al Chinei. Cum să nu? A fost așa, ca un fel de epifanie. Da, s-a făcut un fel de... delegația peste tot. I s-a făcut un tron în Parlament. Da, stătea, da. Mă rog, era nemaipomenit, așa, un mare moment. Și i-am scris lui Ponta: păi ce se întâmplă? Nu m-ai invitat la dejun cu ăștia? Și spune: nu, nu, cu ăștia nu-i bine să creadă că avem opoziție. Da. Bună și asta! Da. V-am zis. Dom'le paleolog, râdem glumind, acum oprim alunecarea asta spre idiocrație a clasei politice, care până la urmă se răsfrânge asupra societății pe ansamblu. Să vă spun ceva. Câte minute avem? N-avem destul ca să vă spun care sunt toate soluțiile mele pentru asta, că nu e chiar... Dar vă mai gândiți la faptul că ați fi depozitar unor soluții și la implementarea lor ați putea contribui cumva politic? Nu știu dacă aș putea să o fac, pentru că pentru asta trebuie să ai putere. Tocmai. Însă știu anumite lucruri care trebuie făcute, care țin... oamenii nu înțeleg suficient de bine
logica anumitor sisteme politice, da, care ce generează un anumit tip de sistem de vot. Ce anume trebuie făcut pentru a corecta sistemul politic pe care îl avem. Și când vorbesc de sistem politic, nu vă zic de sistemul cu S mare. Uh-huh. Știți cum sunt unii care vorbesc de sistemul, nu știu ce. Nu, eu vorbesc, nu mai ridiculizăm sistemul. Vorbesc strict de funcționarea partidelor politice, de campaniile electorale, de finanțarea partidelor politice, de modul de scrutin. Toate lucrurile astea, cumulat, agravează ce avem. Acum să ne înțelegem. Nu poți să faci miracole în România. Cum e turcul și pistolul? Cum e poporul, așa e și clasa politică, să ne fie clar. Clasa politică este o oglindă a societății. N-ai cum să ai o clasă politică grozavă cu o societate cum e a noastră. Sau invers. Dacă nu ne place ce vedem în Parlament, înseamnă că nu ne place nici ce vedem în societate. Cu toate astea, există anumite corective, da, legate de sistemul politic, de modul de scrutin, de faptul că informația nu ajunge la cetățeni. Într-o campanie electorală, informația nu ajunge la cetățeni. Oamenii nu primesc propunerile candidaților. Uite, anul ăsta au fost alegeri în Franța și am primit eu, cetățean francez în România, deci nici măcar nu stau în Franța. Am primit într-un... Fost la vot, nu? Da, am primit într-un plic toate prezentările candidaților. O foaie de la fiecare. Așa e normal să îți ajungă prin postă. Bun, cred că asta e ultima problemă, faptul că nu primește românul clientul cu promisiunile electorale. Nu, să știți că nu. E o problemă foarte importantă, pentru că cetățeanul nici măcar nu știe cine sunt candidații. Oamenii nu știu. Pur și simplu, habar n-au. Nu știu cine sunt candidații, nu știu ce vor candidații. Eu, Hamilton, spațiul ăsta social românesc care s-a reflectat foarte bine la ultimele alegeri. Doar 30% din cei cu drept de vot au mai ieșit din casă să pună ștampila pe cineva. E și frica de pandemie, sunt mai multe. E, hai, lăsați. Da, contagia. Nu mai. Bun, hai să punem și pe asta, dar n-am performat niciodată. Adică, și a fost un declin din 90 încoace, hai să zicem din 96, ca să nu... Da. Dar adică n-a crescut implicarea, a scăzut implicarea civică în România, implicarea nu știu, politică. Nu cred că totuși sunt niște fluctuații. Că nu e numai scădere. Nu, mă refer la alegerile parlamentare. Da, în 2000, deoparte, nu, un moment, în 2000, nu, să știți că nu e așa. Că în 2016 a fost o participare mai mare decât în 2012. Țin minte că toată lumea se aștepta să fie o participare foarte scăzută și n-a fost o participare scăzută. Dar, mă rog. Per total suntem de acord. Într-adevăr, okay. Avem un fenomen de scădere a participării. De altfel, asta se întâmplă și în alte țări. Nu suntem numai noi în situația asta. Eu nu vreau să mă compar cu alte țări, domnule paleologu, pentru că noi avem atât de multe lucruri de remediat, de făcut, de construit. Știu, de acord. Nu vreau să fiu conformist, să zic, băi, și alții. Stai un pic, Moment. Când spunem și alții, asta nu înseamnă că, nu mai contează, nu ne mai interesează. Da. Nu, înseamnă că poate ne confruntăm cu un fenomen mai amplu, cu o anumită criză a regimului democratic. E posibil să fie și așa ceva. Pe lângă nulitatea alor noștri, da? Pentru că chiar și în alte țări ai o scădere a participării la vot, dar totuși rezultatul nu e atât de ridicol. Da. Totuși Macron, cu toate defectele lui sau cu toate greșelile lui, e cu tot o altă ligă decât Iohannis. Dar vă tot întoarceți la Iohannis. Unde e cea mai... Ce v-a deranjat atât? Nimic, nu, că doar se întâmplă să fie președintele nostru. Nu, că pot să-mi eu să zic ce mă deranjează, dar, dacă vreți, și tot așa. Dar după 7 ani, domnule paleologu, dacă ar fi să completați pe o linie punctată, 7 ani cu Klaus Iohannis, ce ați spune? Tot pe loc, pe loc, pe loc. Știți, nu e pas cu pas, ci tot pe loc, pe loc, pe loc. E pasul bătut pe loc. E încarnarea imobilismului. Da. Dar ați fi crezut că, uite, Băsescu, de pildă, era un om care l-a reacționat, care era deranjat fie de media, fie de nu știu ce realitate socio-economică, se ducea, părea că se implică, își trăgea niște cizme de cauciuc, se mai certa cu niște țărani a căror casă era luată de ape, se mai ducea pe la BNR, mai făcea câte o vizită în afară, mai chema jurnaliștii la o de-asta informală. Băi, te dai impresia că e viu.
Da, îmi place foarte mult să vă aud lăudându-l pe președintele Băsescu. Dar nu era Băsescu. O laudă, era o... Ați rămas, îmi place, îmi place. Ați rămas că, îmi place că aveți... cu ancora emoțională la Marinar. Nu, nu. Trebuie să spun că l-am votat și în 2004 și în 2009 în urma unei analize la rece, fără emoții. Fără emoții? Fără emoții, nu. Pur și simplu am considerat că e preferabil. Dacă vă uitați de-al minteri la ce am spus atunci, niciodată, nu o să vedeți niciun fel de... Dar cum vedeți momentele astea prin care trece Traian Băsescu? Scos din pilă, nu, asta, luat protocoale... Da, legat de... colaborarea cu securitatea... Legat de pază, uh-huh. Mi se pare că este o imbecilitate incredibilă. Nu lași un fost președinte fără pază. Este pur și simplu irresponsabil așa ceva. Da, deci cei care au votat o asemenea chestie sunt niște idioți. Că numai niște idioți poate să lase un fost președinte fără pază. Uh-huh. Admițând că se întâmplă ceva, da, cum o să se mai prezinte în lume oamenii ăștia care doar din dorință de răzbunare i-au retras această prerogativă? Acum, legat de casa de protocol, eu n-am înțeles niciodată de ce trebuie să aibă foștii președinți o casă de protocol. Nu înțeleg. Eu dacă aș fi fost ales în 2019, în primul rând, nu m-aș fi mutat din casa mea. De ce să stau într-o casă antipatică pusă la dispoziție de statul român? Că le știu cum sunt. Uh-huh. Le urăsc casele alea făcute de pe vremea lui Gheorghiu Dej. Vreau să stau în casa mea, nu să stau într-o casă antipatică. Oficială, rece, am lucrurile mele, biblioteca, amintiri, vreau acasă. Și în ruptul capului n-aș fi vrut să stau ca fost președinte pe banii contribuabilului. Mi se pare complet absurd. Uh-huh. Deci eu cred că niciunul din foștii președinți n-ar trebui să stea în case de protocol. Nu înțeleg logica. În schimb, paza este cu totul altceva, pentru că e o problemă de siguranță națională. Și președintele și alți foști demnitari. Că și primii miniștri trebuie să fie păziți, evident. Mă rog, în restul vieții, da. Dar revenind la Iohannis, că Băsescu este deja istorie, Iohannis tinde să rămână în afara istoriei sau există riscul ăsta. Cum facem? Adică avem două opțiuni. Ori capitulăm și zicem, cum a zis dumneavoastră, gata, trebuie să ne obișnuim, ăsta e omul, doarme, mai avem 3 ani de somn. Sau da, 2 ani. Nu, n-ai ce face. O să doarmă în continuare. Nici războiul nu-l poate trezi pe om? Nu cred, nu. Dar acum să știți, e bine că s-a dus la Kiev. Eu l-am și felicitat. I-am scris pe pagina de Facebook. I-a scris acolo unde ați văzut ce e acolo? Nu, festival. Să spun ceva. Eu cred că atunci când face ceva bun, chiar dacă nu e grozav, trebuie încurajat. A, să ne mulțumim și cu mărgele. Mărgici. Nu, trebuie încurajat. Mărgici. A avut ideea de a se duce la Kiev. Bravo lui! Trebuie felicitat, trebuie încurajat. Felicitări, domn președinte. Da, în plus de asta... Ați văzut gluma aia că s-a dus la... cu șeta a dormit până acolo, de-aia apărea în poză cu ce. Da, și vreau să vă spun, unele critici mi se par stupide. Cum ar fi? Că joacă golf. Și ce dacă? Problema e alta, că spune prostii despre golf, nu că joacă golf. Sau că doarme. Ce dacă doarme mai mult decât mine? Dar eu am o problemă că-s cam insomniac, dar dacă doarme mai mult, bravo lui! Aș vrea și eu să dorm mai mult. Uh-huh. Problema e că atunci când se trezește, e doarme el. Nu, că e... Și Ionel Brătianu dormea mult și Winston Churchill dormea mult. Winston Churchill avea și o vârstă când nu început să Nu, el tot timpul a dormit mult. Winston Churchill dormea câte 12 ore pe zi. Sau Descartes dormea tot așa 12 ore pe zi. Dar atunci când se trezeau erau Churchill, Ionel Brătianu, Descartes. Da, problema cu Iohannis e că atunci când se trezește e Iohannis, nu e altcineva. Dar am mai vorbit despre asta, cred că fix aceeași formulă am avut și în urmă cu ceva vreme. Știți care e faza? Eu am crezut sincer, la modul onest. Ce ați crezut? Că ca un om care l-a criticat și l-a privit tot timpul cu o critică asta, consider că trebuie să facă presa, am crezut că în momentul războiului e un moment de cotitură și în cariera domniei sale. Și că se va implica foarte, foarte activ, atât cât îi permite statutul de președinte al unei țări precum România, să-l consemneze cumva istoria, să-l cuprindă și pe domnia sa poate între paranteze. Da, știți, să adică... spun totuși că poziția României este echilibrată. Păi când nu faci nimic, nici nu greșești. Da. Da, acum ce vreți să facem foarte mult?
Nu, asta era următoarea întrebare. Putea să facă mai mult? Întotdeauna se poate. Păi, vedeți? Da. Însă, aici totuși nu aș vrea să formulez prea multe critici, pentru că, în primul rând, gândesc ca om de stat acum. Da? Într-o situație de genul ăsta, trebuie sprijinit președintele așa cum e. El este președintele României, românii l-au votat, suntem într-o situație, mă rog, dificilă, o atmosferă foarte tensionată, ne adunăm în jurul steagului. Da? Indiferent de ce părere avem despre persoana cu tare sau cu tare. Da? Acum, poziția României e, mă rog, sigur, chiar dacă este articulată de persoane perfect mediocre, nu e catastrofal nimic. Da? Nu facem, urmăm cursul lucrurilor, oricum nu avem ce să facem mare brânză în plus, da? Să ne agităm foarte mult. Da? Nici nu trebuie să călcăm prea mult pe nervi pe ruși. Pe de altă parte, rușii oricum se supără de orice. Da? Orice ai face, se simt jigniți. Da. Da? De orice manifestare de simpatie între basarabeni și români, ei se simt jigniți. Da? Și vorbesc imediat de România Mare, România Mare, de nazism, de tot, că o să vrea să ne denazifice și noi, doar pe noi, Doamne ferește. Da? Deci, pe zona asta n-aș releva multe probleme. Mm-hmm. Chestia este mai degrabă internă, pentru că, așa cum am spus, Iohannis strică foarte mult PNL-ul, da? S-a făcut-o de la început, din 2015, susținând-o pe Alina Gorghiu și susținând tot felul de alte persoane în interiorul PNL-ului, iarăși cu PSD-ul la putere, era inevitabil. Da? Iohannis înseamnă, într-o formulă sau alta, PSD-ul la guvernare. Da. Ciuma roșie chiar. Mă rog, asta, ciuma, asta e altă formulă. Asta era formula la modă până acum un an de zile. Acum să zicem, PSD-ul în varianta Dragnea chiar a fost groaznic. Adică chiar a fost varianta cea mai urâtă a PSD-ului. Știți ce înseamnă asta, ce spuneți dumneavoastră? Înseamnă să reducem un partid la un om. Și nu știu de cât ne ajută pe noi. Nu era doar un om. Era o întreagă echipă. Și Dragnea a stricat foarte mult PSD-ul în interior. Adică și el a făcut mult rău PSD-ului, de fapt, da? Creându-i o imagine sinistră, de-a dreptul. Da? Și nu e numai el. Da? E toată liota aia de oameni de care vorbeam mai devreme. Pleșoianu sau Pleșoianu? Pleșoianu, Șerban Nicolae, Nicolicea, toată echipa aia. Dar acum, ca să epuizăm puterea, să trecem un pic și la opoziție pe final, PNL-ul riscă să devină ciuma roșie de pe vremea lui Dragnea. Nu, stați puțin, domnul Paralelu. Nu, e PNL-ul. Poate că nu sunteți conectat foarte exact la ritmul cotidian. Uitați-vă ce se întâmplă cu plagiatul lui Ciucă. Uitați-vă cu abuzurile care vin dinspre servicii și maniera de a dreptul îngrijorătoare, da, în care își scriu propria legislație fără să aibă dreptul. De acord, de acord. Toată lipsa de transparență, nu știm cine le scrie, cine le face, cine le așa. De acord. De acord. Judecătorii la care au ajuns plagiatul și așa, numiți pe funcții publice, momiți cu diverse, hai că poate o facem uitată. De acord. Cazul Emilia Șercan, toate astea s-au întâmplat în 3 luni de zile. Cezar Preda la Institutul Cultural de la Paris. Da. Adică, Dumnezeule, 3 luni de zile, vă repet, nu s-au întâmplat în 3 ani. Da, acum mai e un lucru. Cred că și PSD-iștii și peneliștii își spun că e război în Ucraina și atunci ei poate să facă orice. Da? Pentru că lumea nu mai e atentă. Perfect războiul, da. Da, lumea se adună în jurul steagului, cum spuneam mai devreme. Păi cu atât mai mare ticăloșia. Păi da, și profită. Da, și unii și alții, pentru că de fapt seamănă foarte mult. Eu i-am văzut doar, da? Eu am făcut parte dintr-un guvern de coaliție, PDL, PSD. Și erau groaznici și unii și alții și se înțelegeau de minune. Păi și acum? Da, iar mie cel mai frică mi-era de aia de la PDL, pentru că ea puteau să-mi bage cuțitul în spate. Mm-hmm. Adică ăștia, Flutur, cine mai erau? Cum? Blaga? Blaga, Cezar, evident. Preda, da, Cezar Preda și așa mai departe. Videanu? Da. Boagiu? Nu, Boagiu m-a susținut. Ați avut și da, aliați.
Bun, într-o țară de, sănătoasă, democratic, domnule Paleologu, lucrurile astea nu cad în sarcina nici a jurnaliștilor, nici a cetățenilor, ci cad în sarcina opoziției de a regla puterea, cât de cât, sau de a o ține pe un traiect normal. La noi în țară nici opoziție nu e, sau dacă e, e ocupată cu alte lucruri, AUR cu construirea cultului lui Simion, USR cu războiilor intern, că ați văzut, s-a format reperul, pleacă ziua și hemoragia, acum au rămas și fără puterea de a mai contesta lucrurile la Curtea Constituțională, că nu mai au necesarul de membre și de semnături. Deci, acolo cum vedeți lucrurile? E vreo speranță în opoziție sau e... Nu prea văd, nu prea văd. Dar nu e deloc imposibil să apară ceva ce nu prevedem acum. Da? Să apară... Încă o surpriză? Pentru da, 2024? Numai că... am mai vorbit despre tema asta. Există o tendință românească de a se entuziasma pentru o cauză. Da? Când a apărut USR-ul, a stârnit foarte multă speranță. Da. Și, mă rog, e firesc atâta vreme cât este o speranță realistă. Dar genul ăsta de exces, da, e periculos. Da? Pentru că asta duce invariabil la dezamăgire. Da? Și eu am văzut ciclul ăsta de peste 30 de ani. Speranță, dezamăgire. Speranță, dezamăgire. Și așa mai departe. Da? Ori... e foarte posibil să-l mai vedem, da? Să vedem în continuare partide care apar, suscit speranță și după aia dezamăgesc, cum e cazul USR-ului. Pe de altă parte, vă spun, nu e imposibil, e chiar probabil să vedem apariția unei forțe care să aibă un rezultat bunicel în 2024. Nu e imposibil. V-ați lecuit de politică? Vă gândiți să vă mai întoarceți vreodată? Să spun ceva, nu mă pasionează. Am și povestit asta în carte. Apropo de asta, da, pe final, și... domnul Paleologu... Da, povestea Casei Paleologu, în care vorbesc despre școala noastră. Da, da, este cursurile. Mai de... Eu am crezut că, parcurgând-o, e mai degrabă, cum a spus și dumneavoastră, o biografie intelectuală. Da, e o autobiografie intelectuală. Exact. De ambiții m-am lecuit destul de multă vreme. Vă recomand, de e multă chiar vreme. Interesantă de citit, e relaxantă și e totuși să vezi ce zace în mintea unui om și cum a acumulat atât de multe în atât de puțin timp și cât de mult înseamnă educația și cât de mult înseamnă cercul intim, familial și mai apoi cercul profesoral și mai apoi investiții în tine și în educație de calitate. Și experiența în afară, păi în asta Germania, e. Asta e, da. Da, Statele și Unite. Și faptul că din abnegație, din nu știu ce, din ușoară doze de histrionism, din toate astea la oaltă, să vrei să construiești ceva și să te gândești că o lași moștenire peste timp, e... A, casa. Credeam că vreau să spuneți că din puțin histrionism m-am întors în România să fac politică. Nu. Din toate astea, că suntem compuși din diverse nuanțe. Însă, vă spun că o evoc acolo pe Ioana Prândurel, care am pornit la drum și care e foarte importantă în tot ce facem. Ea are alergie când aude de politică, face urât, da? Se enervează, nici nu mai are umor. Da? Dacă fac vreo glumă pe subiectul ăsta, se supără. Nici măcar umor nu are. Serios? Pe subiectul ăsta. Nu, pentru că vede cât de mult am pierdut de fiecare dată. Ia se uite la cifre. Eu sunt foarte zen pentru că nu mă uit la cifre, eu nu mă uit la contabilitate deloc. Și atunci am mintea foarte liniștită. Ea se uita la cifre. Asta a fost și în carte. Da, se uita la cifre și era o catastrofă cu... cu pandemia. Cu candidatura mea în 2019. Iar cu pandemia e altceva, pentru că în aprilie 2020 am avut o scădere de 70% față de aprilie 2019. Și s-a panicat îngrozitor, era distrusă. Eu, cum nu mă uitam la cifre, eram foarte liniștit și spunea, în momente de criză, lumea are nevoie de filozofie, de spiritualitate, de cultură. Eram foarte liniștit. Și am avut dreptate. Ne-am dublat cifra de afaceri în perioada asta, pentru că... știți că sunt un mare inamic al progresului tehnologic. Acum, în sfârșit, am și eu un iPhone. Da. Mă rog, am cedat. Am fost foarte
supărat că a trebuit să trec la iPhone, însă de ani de zile ne spunea lumea să ținem cursuri online. Și eu tot spuneam da, dar nu făceam nimica. Dacă n-ar fi fost pandemia, n-am fi trecut nu. La cursuri online. Iar acum sigur că o să continuăm cursuri fizice, dar o să facem și online. Da? Și online-ul are limitele lui, dar are și avantajele lui. Bineînțeles, da. Vă recomand așadar, cartea are și poze, pe mine m-a ajutat. Desene foarte frumoase, exact. Da. Exact. Inspirate și... Și trebuie să mai... Și am mai terminat sunt una. Sunt complementare poveștii, adică da. Sunt foarte, foarte faine. Acolo era o poză, un desen cu Noica, cu Steinhardt, da, cu Sergio al George și cu tata, dacă vorbesc mult despre ei. Mm-hmm. Pentru că cel mai autentic moștenitor al lui Noica nu e cine crede lumea, ci eu care am primit o piatră de pe Acropolă. Da. Trebuia să vin să vă arăt că, exact. Ca să, să nu creadă lumea că inventește. E o fabulație. Da, și acum am mai terminat o carte despre Plutarh, despre leadership și despre viețile paralele ale lui Plutarh, deci ar trebui să apară cam în toamnă. Mm-hmm. Și da. Vorbiți în carte și un act de curaj zilele acestea, că despre relația spirituală cu literatura rusă și cum ați descoperit. Da. Și da, să știți că aici eu sunt... Și cu asta aș vrea să închidem. Eu sunt două școli de gândire în societatea românească că ar trebui să anulăm tot ce nu, vine. Nu, eu sunt foarte rusofil. Eu sunt rusofil. Rusofil spiritual, spuneți. Da. Și nu numai spiritual, adică și pentru istoria politică a Rusiei am respect. Ori tocmai din acest motiv, ce face Putin acum îmi inspiră o greață infinită. Mm-hmm. Da? Mi se pare că acest caghebist mediocru, limitat, da. Așa, practic își bate joc de ce are mai sfânt și mai frumos istoria Rusiei. Cel mai mare rusofob de pe planetă e Putin. Da? Putin și toată șleachta asta îngrozitoare, Medvedev, Lavrov, Zaharova, mai e ailaltă sinistră, Simonian, Margarita Simonian, Vladimir Soloviov, pe care îl cheamă ca pe filozoful despre care am scris. Da? Deci este ceva abominabil tocmai pentru cineva care iubește Rusia. Da? Deci să văd o asemenea oroare îmi inspiră o suferință foarte profundă. Da, ați văzut că să spui, mi s-a părut o doză de curaj să o scrieți, dar să o și spuneți public, pentru că, repet, revin la modul nostru de galerie în care am ajuns să trăim, dacă nu e albă sau neagră, e o problemă. Și Joana, pe care, un personaj pe care nu l-am cultivat neapărat, a zis o chestiune săptămâna trecută la TIF, prezent fiind, că ar trebui să nu ne decuplăm și de la elitele rusești. Cu asta e adevărat. Și însă, imediat a fost pus la zid. Da. Adică acum depinde, pentru că sunt artiști în Rusia actuală care dar noi lăsăm pe propagandi. Nu vorbim de propagandiști da, aici. Este faimosul dirijor, îmi scap acum numele, îl știți și dumneavoastră, care a dirijat și la Palmira un concert. Da. Îl știți cu siguranță, dar am un lapsus acum. Îmi pare rău, a făcut o alegere, e de partea lui Putin. Mm-hmm. Eu nu l-aș mai invita nicăieri. Nu, dar a fost demența aia de început, dumneavoastră, să nu se mai joace piesele la Național. Bun, astea sunt... Excesele astea... Este fix pe dos, pentru că în literatura rusă găsim cele mai bune argumente împotriva lui Putin. Corect. La Gogol, da, Gogol îl denunță pe Putin, pentru că despre ce e vorba în Suflete moarte? E vorba despre impostură. Mm. Putin este un fel de Hlestakov. Da, sau luăm revizorul lui Gogol, da, ai acolo Rusia lui Putin descrisă în ce are ea mai grotesc și mai odios totodată. Solzhenitsyn, la fel, a scris împotriva expansionismului, împotriva panslavismului. Sigur că Solzhenitsyn a făcut poate greșeala să se lase îmbobinat de Putin când era foarte bătrân și nu mai avea forță de reacție. Dar dacă îl citim pe Solzhenitsyn, avem acolo argumente împotriva ce face acum. Deci trebuie, spuneți că Putin trebuie combătut cu arme rusești. Da.
cu arme rusești. Armele rusești sunt cele mai eficiente exact. Împotriva lui Putin, mm-hmm. pentru că el este, de fapt, un mare impostor. Și asta vine din formația lui de KGB. Da, este un cameleon. Da, da. Și este, știți cum, demonii lui Dostoievski poate că erau cartea profetică despre stalinism. Mm-hmm. Se poate spune. După părerea mea, cartea profetică pentru Rusia lui Putin este Suflete moarte de Gogol. Bine, domnule Paleologu. Asta a fost. Căutați volumul, domnule Paleologu. Nu, serios. Da. M-ați surprins. Și știți de ce m-ați surprins? Că nu mă așteptam să fiți atât de sincer. Adică a fost o carte chiar scrisă cu pasiune, din suflet. Mi-a făcut plăcere. Cred că a rămas ceva... în umbră. Oh, mai sunt multe de povestit. Lasă, astea nu sunt memoriile mele politice. Mm-hmm. Poate că ar trebui să le scriu și pe alea ce politice. Face dacă vreți, spiritual, anecdote cu Ponta, cu Băsescu, cu Năstase. Asta cred că ar avea alea în memoriile da. Politice, da. Exact. Bun, reluăm discuția noastră. Poate chiar facem un obicei și permanentizăm măcar o dată pe lună. Știți că îmi face plăcere. Vă mulțumesc, plăcerea e reciprocă. Așa că ne revedem. Vara e lungă, cine știe. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Pe mâine de la ora 3.